Jumătate de an în urmă, plus minus, a apărut o inițiativă legislativă care spunea că toate documentele care au circulat în comisia asta preveting de evaluare a judecătorilor, a procurorilor, trebuie nimicite. S-a iscat un mare scandal, după care guvernarea, cei din PAS, au zis că noi ne retragem inițiativa, nu mai facem nimic. Săptămâna trecută noi am aflat că, de fapt, s-a votat, a fost promulgat și a apărut în monitorul oficial cu semnătura doamnei președinte Maia Sandu. Pentru mine și pentru toți cetățenii din țară este o demonstrare clară că actuală putere, și nu contează că cea care este a pasului la președinței, adică doamna Maia Sandu, că majoritatea pasului în Parlament, că guvernul condus de astăzi de domnul Recean, se pregătesc de evacuare totală. În orice război puteți să analizați toate evenimentele din istorie. Că se ardeau actele dimineața la orele 3-4 în data de 22 iunie, când s-a început a doilea război mondial. Adică nu când s-a început, că s-a început în 32, când a fost atacată Uniunea Sovietică. Uitați-vă toate retragerile la ambasade în timpul războiului în Iran. Nu contează, domnul Gonță, că ardeau în timpul Uniunii Sovietice, în timpul războiului în Afganistan, că operațiuni speciale în Iran, că ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Siria, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în dimineața când Prigojin mergea spre Moscova, toți ardeau și evacuau actele care cumva puteau afecta unele sau altele persoane sau un sistem întreg. Și asta este o demonstrare clară de capitulare a actualei conduceri a țării. Faptul că dumneavoastră nu merge în studiouri, la televiziuni, unde pot fi întrebate întrebări care nu le-au primit cu două săptămâni înainte, este și asta o capitulare. Faptul că dumneavoastră nu merge la dezbateri, măcar să-și aleagă unul de ei de dreapta, dacă stemi cu mine să iasă sau cu un alt concurent electoral, măcar cu cei care, cel puțin unul avem care se va retrage cu două săptămâni înainte de alegeri în susținerea dumneavoastră de cei înregistrați, cel puțin unul, da? De asta măcar cu el să ieșit la niște dezbateri. Deci uitați-vă, pe toate fronturile mele. Și astăzi Maia Sandu, dacă mi-a cedat scaunul azi în studio, mâine să-l cedeze în președinței. Asta sudba, domnul Gonță.